Între 21 și 30 august la centrul de agrement Poiana Pinului se va desfășura cea de-a doua ediție a unui eveniment susținut de Fundația Origini Carpatice din Buzău. Fundația Origini Carpatice va organiza Universitatea de Vară de la Poiana Pinului ediția a doua. Se intenționează ca această universitate de vară să fie o copie a Universității de Vară Nicolae Iorga de la Bălenii de Munte, avem niște scopuri și ne-am gândit, în primul rând, la tinerii noștri care uh, ar trebui ar trebui ca în viitorul apropiat să, să schimbe ceva din ceea ce înseamnă încremenirea acestei, acestui, acestui, neam. Toți buzoienii care sunt interesați să participe la acest eveniment cultural anual de o mare importanță pentru județul nostru sunt așteptați la prezentările, cercetările și atelierele din program. Totodată, cursurile se adresează liceenilor, studenților, tinerilor, profesori și altor buzoienii interesați de a dialoga pe teme de spiritualitate, medicină, neurologie, genetică, astronautică, ori din alte domenii. Este nevoie de un liant pentru întărirea coeziunii poporului român, a românilor de peste tot, de pretutindeni. Acest liant eu cred că poate fi găsit în cultură, în spiritualitate, în istoria națională. Poate fi găsit în mândria națională, ori mândria națională a acestui neam are niște piloni extraordinari. Se poate sprijini pe un Eminescu, se poate sprijini pe un Brâncuș, se poate sprijini pe un Mircea Eliade, se poate sprijini pe un Ari Coandă, așa că avem toate, toate motivele. Aceste chestiuni încercăm noi să le insuflăm tinerilor care vor participa la această universitate prin valorosul colectiv de profesori și conferențiari care vor veni. Dintre marile personalități care vor fi prezente la Universitatea de Vară fac parte profesor universitar dr. Leon Zăgrean, general în rezervă Mircea Chelaru, preot profesor dr. Mihail Milea, profesorul universitar dr. Alexandru Mironov și general dr. Dumitru Prunariu. După orele de studiu, cursanții vor putea să participe la drumeții și excursii în județ și să se adune seara în jurul unui foc de tabără.